În România se nasc acum mai puțin de 180.000 de copii într-un an, de aproape 3 ori mai puțin decât în urmă cu 2 decenii. Coaliția are un plan cu care speră să oprească acest trend. În primul rând, să ofere 1.500 de lei lunar acelor familii care au un venit mai mic de 8.000 de lei. Scăderea TVA până la 5% pentru lapte praf, scutece, mâncare pentru bebeluși, produse de îngrijire pentru bebeluși. Aici vreau să fac o precizare. De multe ori când guvernul a scăzut TVA-ul pentru anumite produse, comercianții au făcut în așa fel încât până la urmă la raft produsele au ajuns cu același preț. Îi vom ruga pe colegii de la ANPC de asemenea să realizeze controale. Ministerul Familiei vrea să introducă un card de reduceri pentru familiile cu mai mulți copii. Acum sunt în jur de 200.000, potrivit Eurostat. Atunci când ai copii, desigur că obligațiile și responsabilitățile, atât financiare cât și de îngrijire, cresc exponențial. În România, 70% dintre gospodării nu au copii. Trebuie să fie gândită o strategie pe termen lung pentru ca aceste cifre să nu crească. Când iei decizia să faci un copil, e clar că îți asumi și din punct de vedere financiar. Cât de mari sunt cheltuierile? Cam 1.000 de lei pe lună. Se duc în general pe consumabile, analize. Pe ce se cheltuie cei mai mulți bani? Păi, în principal, alimente cât mai sănătoase. Cele mai multe familii amână decizia de a face un copil pentru că se tem că nu vor face față cheltuielilor. E o adevărată misiune imposibilă să reușești să te descurci financiar în România lui 2023 dacă ai un copil mic, un bebeluș. Sunt soluții care trebuie implementate pe o perioadă lungă de timp. E vorba de 10-20 de ani, e singura soluție care oferă mai multe drepturi și beneficii familiilor. Măsurile au fost asumate de coaliție și vor fi aprobate întâi de guvern, apoi dezbătute de Parlament.